Bine v-am găsit aici la un nou Career Mode. De data aceasta o avem pe Richmond, echipa surpriză din acest an, din FIFA 23. Spun asta pentru că cred că nimeni nu se aștepta ca această echipă să fie implementată în joc. Știam niște zvonuri, niște videouri care apăruse, dar credeam că ca de obicei, cum se întâmplă cu FIFA, știi, va fi în Ultimate Team, cu niște tifuri, cu kituri, poate managerul și așa mai departe, dar nu ne așteptam să fie cu adevărat echipa în career mode. Nici eu nu mă așteptam și ce m-am bucurat când am aflat că este. Pentru că, desigur, acest career mode, această echipă, îmi cer scuze, este, desigur, după un serial. Pentru cei care nu știu, este un serial, Ted Lasso, pe Apple TV sau așa ceva. Vi-l recomand, chiar este haios, este drăguț. Un serial, totuși, nu așa serios ca Game of Thrones și alte chestii. Așa, un serial mai către sitcom, mai către Two and a Half Men, chestii de genul acesta. O comedie, un picuț de dramă, un picuț de romance, dar mai mult comedie și, desigur, lucrul care mi-a plăcut mie cel mai mult, fotbal. Și este foarte tare că la anumite momente chiar simți în serial ca și cum ar fi așa un real road to glory. Dar bine, lăsând asta la o parte, vorbim mai despre această echipă care pot să vă spun că m-a surprins puțin într-un mod plăcut. Știam că este Richmond în joc, știam că toate cele. Nu mă așteptam ca, ia uite, să fie însuși jucătorii cu poză, unul la mână. Ia uite că sunt mulți jucători cu poză, mai ales ăștia cunoscuți. Și totodată, aici puțin mă așteptam să fie un overall mai mic, știi? Și cum vă ziceam și că mă duc cu Dortmund prin anumite episoade, chiar doresc să fac un career mode, chiar un road to glory, ziceam, hai să facem cu Richmond, știi? Că sună fain, sună haios și, desigur, va fi așa un career mode mai hazliu, nu neapărat serios, știi? Și am zis, hai mă, ce idee faină. Și am intrat, am făcut cu echipa toate cele și stau și zic, băi, ești bolond? Bă, ce i-au pompat pe ăștia. Fii atent că aproape toți au 80 overall. Foarte tare asta. Și am zis că ok, atunci facem un mini road to glory. În sensul în care am pus această echipă în championship. Am zis că acolo așa, pe locul potrivit. În Liga a doua din Anglia și să facem un road to glory până câștigăm Champions League-ul cu această echipă mirobolantă Richmond și Champions League-ul. Cum ar fi asta? Sunt chiar curios de sigur și serialul încotro va duce. Pentru că, desigur, acel serial, cum v-am zis, chiar a început un picuț încetuc, dar eu cred că tot vor investi bani, pentru că deja apar tot mai multe echipe din viața reală și chiar și anumiți jucători și manageri din viața reală prin acel serial. Și chiar îmi doresc, desigur, să prindă mai mult suflu, să spun așa, acest serial, încât să tot se dezvolte. Păcat că este pe Apple și nu pe Netflix sau alte programe mai cunoscute, mai accesibile, sau poate este și nu știu eu, habar n-am. Finalist! Așa, și desigur, am zis, hai să facem un career mode cu ei și m-am bucurat foarte mult că i-am văzut pe aceste personaje care, desigur, mi-au făcut o plăcere să-i văd și în serial, mai ales pe Jamie Tart, care am înțeles că Jamie Tart și Obisania chiar au un potențial bun de evoluție, deci să-i păstrăm pentru că sunt buni. Dar, pe de altă parte, este și un picuț o provocare această echipă pentru că sunt foarte puțini jucători la echipă. Adică 4 atacanți, 6 mijlocași, 7 apărători și 2 portari. Frate, este fix așa la bază. Avem un buget în momentul de față, pe acolo la vreo 30 de milioane. Și am stat și m-am gândit, băi frate, dar cum să fac eu acest career mode? Să iau jucători de ăștia la un timp? Bă, poate să iau jucători de naționalitate ca și antrenorul, știi, cu americani, cu chestii. Dar am zis, nu, poate la într-un alt career mode cu echipa americană, cu naționala lor și așa mai departe. Și, atunci ce? Se transferă mai mulți jucători, poate, de naționalitate, eu știu, ia uite, irlandez, britanic, Welsh, țara Galilor, pardon, și știți ce vreau să zic, din această zonă? Poate că nu. Poate să încerc să transfer jucători așa să fie mai haios și, într-un fel, poate voi face și asta, dar deja am echipă la 80 overall, care este chiar o echipă frumoasă, echipă, zic eu, solidă, favorită chiar către promovare. Și uite, aici este și primul nostru jucător pe care îl vindem, este Joe Reynolds, care se duce la o echipă frumoasă pe nume Port, sigur. Bun, într-adevăr am mulți jucători aici pe scout, nici n-am știut la ce să dau scout,
Am pus și scouterii, poate voi folosi și scouterii să facem așa o chestie mai nouă. Am văzut asta ca și o idee pentru partea alte career moduri, este ca și un fel de challenge pe aici prin comunitatea de career moduri, să faci un career mod prin care să nu faci cum fac eu. Eu de obicei tot timpul fac shortlist, dau scout, aștept să văd cine, ce, cum, oferte, chestii, trestii. Și după care, desigur, intru și zic, na, hai să vedem ce putem face, ce facem, cum facem și așa mai departe. Stai să văd, Mont Laur. Ăsta l-am în primul 11, nu cred, așa-i? Mont Laur, nu. Bum, bop, what the fuck, who's this? Stai să văd, e mai bun ăsta decât Mont Laur sau... A, un picuț, dar și Mont Laur e bun, mai ales că Roy Kent, legenda absolută deja. E bătrân, dar încă duce, bro. Fiți atenți aici câți ani are Roy Kent. 40! 40! Ce mijlocaș! Holy shit! Într-adevăr. Da, îmi cer scuze, iară devies. Poate să se aude și pe vocea mea, chiar am un pic de hype. Și sunt atâtea idei, atâtea posibilități, că nici nu știu cum să apuc acest cărimă, cum vă și ziceam, de transferuri. Dar, desigur, clar, vreau Champions League, vreau acolo campionatul, clar, că nici de obicei nu prea zic de campionat, dar de data asta chiar mi-aș dori să câștigăm campionatul cu Richmond, ar fi ceva senzațional și da, să vedem cât de bine ne descurcăm și totodată să păstrezi din acești jucători, nu se-i vând pe toți. Și, de exemplu, pe Mont Laur, poate ar fi trebuit să-l păstrez, dar nu este un jucător așa, să zic, cunoscut în serial, spre exemplu. Ar fi foarte fain, ia uite, tocmai, să nu distrugem această echipă și să încercăm să o păstrăm și să vedem cât de departe și cât de bine evoluează ea. Să zic, jucător cunoscut cum este Jamie Tart, Obisania, chiar și Dani Rojas, care este senzațional în sezonul 2. E super fan omul. Mijlocașul ăsta, nu știu, așa 50-50, Roy Kent, clar, până se retrage, rămâne la noi. Goodman, Mas, nu? McAdoo, care după un timp a fost chiar capitan la echipă, deci clar, pe ăsta iarăși ar trebui să-l păstrăm. Dixon, nu? Și portarul lui Zuriu, care sunt multe faze aia, să încercând așa să-i pronunțe numele franțăsesc. Știți, glume de alea picuță. Serios, vă, chiar râdeți la glumele astea și eu acolo într-un colț pe canapea ai râd la fazele astea, că da. Bun, deci 100% trebuie să rămână McAdoo, ăsta Obisanie, Jamie Tart, Rojas, Kent până se retrage și nu știu, poate și chiar și portarul, încercăm, eu știu, și poate Hughes. Încercăm să nu schimbăm mult echipa, dar încercăm desigur să promovăm și să câștigăm. Deci asta înseamnă că vom face și câteva transferuri. Voi face poate un transfer, eu știu, de naționalitate americană, 2-3 din Anglia. Mi-ar place să fac, cum am zis, chestii haioase. Poate, de exemplu, să-l aducem pe Balotelli. Nici nu știu dacă este în career mode. Știu că încă mai joacă Balotelli. Ultima oară era în Serie B la Monza. Dar am înțeles că s-a întâmplat ceva la Monza. Classic Balotelli, of course. Și s-a transferat Nimă pe Jamie Tornis, se oferă de jucător momentului în Portugalia, Ramos, acel atacant care a dat atunci hat-trick la mondial. Doamne, ce ofertă! Numai așa vă dați seama de fapt ce jucător bun avem noi aici. Și totodată, ia uite că o să fie as they couldn't reach the agreement of the contract terms. Ah, nu s-a înțeles cu Trabzonspor. Bă, nici nu știu dacă să-l vând pe ăsta, habar n-am. Și aici este primul nostru transfer aici la Richmond, Nathan Patterson, un jucător pe poziția de RB, unde consider eu că n-aș strica așa alți jucători, dacă primim ofertă pe omul nostru care este Dixon, 100% îl vom vinde, pentru că desigur, ia uite-l, Patterson, bine ai venit, într-adevăr acum nu te poți compara cu Dixon, dar e bine acolo pe banca de rezerve, va evolua, va face treabă bună și desigur am avut dreptate, este Balotelli în joc, dar na, deja bătrânel, alea, nu știu exact dacă îl voi transfera, dacă are rostul transfer, dar bă, e acolo, e bine de știut că încă Balotelli este în FIFA, adică știam că mai joacă, adică că nu s-a răsat sau ceva, doar că nu știam, bă, oare l-au băgat ăștia în FIFA, ce s-a întâmplat cu el? L-au lăsat așa free agent, știi câteodată mai era o fază că rămâneau anumit jucător free agent și
Da, nu, de fapt nu-i vedeai sau nu știai ce se întâmplă. Păi stai un pic aici, păi stai să scrie că e free agent și de fapt unde-i? Că nu-l văd. Și da, bun, un alt super transfer ar fi Weston McKennie, este și acel american care am zis eu că ar fi foarte interesant dacă l-aș lua, dar e un picuț cam scump odată ce am terminat scout-ul. Și parcă l-aș lua pe ăsta, pe Curtis Jones, care este de la Liverpool, garantat va și evolua, va și face treabă bună. Acolo pe poziția asta de CM, nu stric așa câțiva jucători fresh, știi să zic. Eu știu cât mai rezistă Roy Keane cu noi, cum se descurcă și poate vine o altă ofertă pe celălalt mijlocaș. Și-l dau și eu, te facem treabă bună, știi cum zic? Bun, Jurgen Klopp se pare că nu tare vrea să negocieze pe Curtis Jones și-l înțeleg, 18 milioane, 18-200, bine, nea Klopp, ce să-i și fac, dacă nu vrei să leși din bănuți, nu leși. Și da, ia uite-l, Curtis Jones, bine venit la Richmond, cel mai mare transfer până acum, scump, dar cred eu că face toți banii acest jucător. Într-adevăr, poate mai puteam negocia, vezi, doamnă, 3 milioane, zice jocul, da, mă, știi ce, lasă, nu-i stres, e bine că vine la noi și că va evolua la această echipă mirobolantă numită, desigur, Richmond. Wow, cât pace are nebunul ăsta, mă, nu văd. Frate, are 87 pace pentru un... Bine, că-i cam. Wow! Ce nebunie! Bun, Roy Kent, atunci vei fi pe banca de rezerve. Oricum, cred că pe banca de rezerve ți-e cel mai bine. Ar fi interesant dacă aș fi putut să reprofilez ca și un KB. Ia, vedeți? Deja stats-urile sunt foarte mișto. După când m-am dus la Roy Kent, da, îmi scrie la toate fazele cu N-A. Da, într-adevăr, are 40 de ani. Dar, ia uite, vezi, ia N-A, E-T-A, vedeți acolo cât timp ar dura. Na. Nu vrea, domnule. Bă, dacă am spus că nu vrea, bă, nu vrea. Vai. Și ăsta cred că este ultimul transfer, pentru că am avut nevoie de un set de rezervă și am zis că, bă, vorbind de chestii haioase, fiți atenți ce nume are omul ăsta. Secău Coiță. Coiță. Da. Dar totodată, ce scuze, este și foarte rapid. Are o viteză de 92. Într-adevăr nu prea are stamina. Dar în rest, cum zic, își face treaba. Are finishing 71. Nu-i problemă cu cât mai mult va șuca. Va fi mai mare finishing. Ok, pauză. Ok, mi-am revenit. Ok, da. Ok, atâta pe moment, pentru că nu vreau să fac nici transferul nebunești. Mi-am luat o rezervă de RB, am luat un mijlocaș, zic eu, mai interesant și, desigur, un super sub acolo pe ST. Că am reușit să mai vând unul din acei sătă care aveam noi la club de nave, au poză. În rest, nu cred că mai are rost să dau accept sau așa. Am observat, desigur, cum avem foarte puțini jucători în lot, știi, nu se mai transferă, zice că nu s-au înțeles la bani și așa mai departe, dar de fapt este că nu mai pot să-i vând eu, că am prea puțini jucători în club. Deci, da, hai să vedem cum ne vom descurca, așa, primul sezon aici, ne ducem până în capăt. Hai să vedem până pe 15. Hai să vedem până pe 15, noi ne vom duce. Ia uite, victorie frumoasă cu Queen's Park, Bristol, victorie din nou și cu Bristol City 2-1. Hai să vedem aici cu Cardiff, este mai greu. Yo, bine, o victorie frumoasă, 4-2 cu Cardiff, echipă puternică. O, Sunderland, vorbim de echipe tari, 2-0. Băi, nene, mă, avem o echipă bună, bună de tot, uite și pe Watford o batem, 3-0, easy peasy, lemon squeezy. Băi, nene, mă, avem șanse mari de tot să promovăm Blackpool, Millwall, ia uite, Reading, boom, și cu ei, Birmingham, ia să ne mai zic, Birmingham.
Boom, mi-a bătut și puște, mă, numai victorie linie, bro. Victorie pe ruine, uite, Middlesbrough. Ne-a pus beț în roate, Middlesbrough. Tristuc, tristuc, dar na, mai trebuie să și pierzi. Ezi cu Stoke, on a rainy day on Stoke. Foarte bine, bă, băieți, uite și cu Hull City, 4-1, Luton, un egal, acceptăm și un egal. Uite, Norwich, echipa care a fost de multe ori în Premier League, 3-0, tiki-taka, țaca, paca. Bun, Albion, 0-0. Swansea ne bate lebăda, lebăda feroce, ne-a dat o aripă peste nas, după care ne-am împiedicat și cu Hull, dar după aia ne-am revenit cu Middlesbrough și ne-am luat revanșa. Watford din nou 3-0, tur retur, țaca paca tiki taka, țaca țaca la tocană, știi cum zic? Bun, ia acolo, meci de cupă, chiar mă gândeam eu ce dracu-s cu cupele astea. Bun, hai să vedem, victorie? Victorie! Victorie în cupă, bine-s, cu fines. Ia cum se schimbă calendarul din cauza meciului de cupă. Everton, n-am prins tare, bine, e un pic cam greu acolo cu Everton. Sau, oare reușim? Da, bro, 1-0, așa, scurt, frumos, pe stilul Dan Petrescu, 1-0, tiki-taka. Bine, bravo, băbeți, trecem mai departe, am trecut de perioada de iarnă, oricum nu prea mai jucători și la ce spre contractele, clasicul bug FIFA, FIFA 22 până în 23, nu l-au reparat, dar, da, că să fă. În rest, văd că avem foarte multe victorii, deci eu cred că suntem clar favoriți să promovăm la câte victorii avem până în momentul de față. Uite, o batem pe Queen's Park și cum dăm de Sheffield, wow, deci am dat de Everton ca pe să dau de Queen's Park și de Sheffield. Wow, deci îți dai seama cum e asta, bro. Dai de o echipă grea totuși în Premier League și după aceea dai de ăștia. Cred că și ei sunt Champions, sigur, în spart știu că încep și cred că și Sheffield, dar nu sunt sigur. Ba, ia uite, da, erau și aici, meci cu Chelsea, meci cu Chelsea în cupă, bro. Haideți, pariuri, câștigăm sau pierdem, dacă câștigăm meciul cu Chelsea, Jesus. Hai, 3-0, uite așa, pac, băieții sunt în formă și pierdem la penaltiuri, bă, penalti, să vedeți acolo, cu P. Wow, vă dați seama că am ajuns la penaltiuri cu Chelsea în cupă. Senzațional, fraților, senzațional de cu Chelsea la penaltiuri în cupă. Clar, această echipă merită să fie în prima ligă. Hai, să vedem acum statistici și evoluri, chiar sunt foarte curios cum au evoluat jucătorii noștri, cum s-au descurcat jucătorii noștri. Iar de mie e ziua de 15. Lego! Ok, azi dăm, să vedem. Ok, chestii. Eu un contract, ce aveam tineret. Ok, am știut că am de ăștia tineri. Nu e nicio problemă, n-avem noi nevoie de ei. Bun, hai să vedem în campionat. Lăsăm așa puțin suspans, de-am făcut aici așa. Bun, deci echipele care vor retrograda sunt Millwall, Reading și Wigan. Trei echipe mari, aș spune, vor retrograda în Liga a 3-a. Fantastic, Reading și Wigan mă surprinde. Chiar și Millwall totuși. Uite, și după care Stoke. Uite, foarte aproape și ei de prăpastie. Urmați de Sunderland, vorbind de echipe care trebuie să s-ar merita un Road to Glory. Uite, pe Sunderland. Ia, uite, Middlesbrough, așa, Birmingham, Cardiff, West Brom. Ok, Swansea, suntem așa, locul 10, Queen's Park, ok, Hull City, Preston, Coventry, ok, acum începem. Locuri pentru baraj, pentru promovare, este Luton Town, împreună cu Watford și Sheffield. Ia uite, cei patru sau aici, nu sunt așa cu baraje, direct promovează 6 echipe, Miramaș. Da, pardon, am greșit, da, m-aș zis bine, primele două promovează și patru se vor duce la un baraj. Deci Watford, Luton Town, Sheffield și respectiv Burnley, îmi cer scuze, sunt cei care se vor duce la baraj pentru promovare. Norwich au promovat automat și noi, logic, de pe primul loc unde ne este și locul. 33 de victorii, 7 meciuri egal și 6 meciuri unde am pierdut. Doar 6 meciuri unde am pierdut, știi ce? E forțau. Da, ia uite, am ajuns până în semifinale la Emirates FA Cup, unde am dat de Chelsea și am pierdut la penalti 4-3.
Și nu pot să cred că Manchester City a dat de Luton Town. Bă, de ce nu mai l-ați dat mie pe Luton Town și să fie acolo un derby cu City și Chelsea și după care eu să fiu în finală? Vai, 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 fii atent, mă. Da, na, într-adevăr a fost finala mai spectaculoasă așa între Chelsea și Manchester City. Ok, hai să vedem. Goalgetter, chestii tristi. Hai să vedem. Jamie Tart, top goalgetter, uite, 31 de goluri. Hai să vedem rest. Mai avem, da, iau, Bisania are 20 de goluri. Acolo mai jos este și Roberts cu 17 goluri. În rest, nu cred că mai avem. La top asisturi, Hughes și Obisani, acolo 12 asisturi și respectiv 10. Mai jos este Roy Kent cu 8, Tart cu 8, Bumbercatch cu 8 asisturi și el. Și cam atât, așa. De așa sunt curios la... Ok. Se pare că dintre portari a jucat O'Brien, n-a jucat acel canadian-francez ce îi... A jucat mai mult O'Brien, interesantă decizia jocului, a-l juca pe O'Brien. Hai să vedem acum la statistici și evoluări mai exact ce s-a întâmplat. Și să vedem, începem cu canadianul Zero, care într-adevăr are un plus 1 și O'Brien, care a jucat mai multe meciuri, plus 3, 78 overall pentru portarul nostru. Și dacă ne uităm după cât au jucat, într-adevăr Zero a jucat doar un singur meci. Și O'Brien a jucat după care 52 de meciuri și să nu uităm, O'Brien cred că, da, logic, a avut 75 overall, că dacă e un plus 3, nu? 75 a avut și totuși jocul a ales să-l joace pe el, nu pe Zero. Foarte interesantă faza asta. Goodman cel un plus 1, McAdoo, foarte bine, un plus 3 acolo pentru omul nostru, pentru capitanul nostru. Jean Mas n-a evoluat nimic, ciudat. Winchester a evoluat un plus 1, Dixon, ia uite aici cu un 81 overall, deja foarte bine, Patterson, într-adevăr cred că a fost rezervă, nu? A jucat și 15 meciuri, e decent, e bine, un plus 2, Roy Kent la 41 de ani, great veteran, n-a evoluat și n-a involuat, ceea ce este super tare, Hughes nimic, Bumbercatch, păi mie ce nume interesantă asta, are 81 plus 2, foarte bine. Curtis Jones a jucat 14 meciuri doar, cred că au jucat, a simulat jocul cu alții, păcat mă că asta trebuie a jucat, bro. Montlaur, stai un pic la contract, la financiar, pot să văd, el e în momentul de față ce, nu-i crucial, nu-i dat crucial, ba, ia că scoat rău, crucial, și cum dracu nu l-a jucat jocul dacă era crucial? Da, bun. Ok, Monlaur, un plus 1. Samobi Sanyo, plus 6, nou rol, 87, o tonă de goluri odată, o tonă de asisturi și fantastic, ce nebunie de evoluție era aici omul nostru, Samobi Sanyo, urmat de Kukoc. Așa, cred că e cea croată asta sau ceva. Ia uite, un plus 2. Jamie Tart, un plus 4. Deja 88 overall. Dani Rojas și el un plus 1. 83, e bine. Roberts un plus 1 și Coițe. Un plus 1 a jucat. Deloc n-a jucat Coițe. Tristuc. Dar oricum, băi, nene, mă, Bisane și Jamie Tart, de care am zis că au potențial de evoluție, nu mă așteptam chiar să bubuie în halul ăsta, adică credeam că, bă, așa, evoluează și eu. Încetuc, știi cum zic, șușurel. Dar ăștia au explodat și deja avem o echipă bună. Bines, bines, cu fines. Așteptăm Premier League-ul, că deja ați văzut acolo așa mici, mici momente în care echipa mea a dat semne de viață cu cei din Premier League. Chiar sunt curios, primul nostru sezon în Premier League, cum vă ziceam, vom încerca să păstrăm în mare parte echipa completă de la Richmond, pentru că așa este și frumos, așa e și echipa asta, să vedem cât de bine putem evolua și cât de bine putem ajunge mai departe, cu mici transferuri, poate, nu știu, acolo să văd cu portarii, dacă atunci, dacă Zero nu vrea să joace O'Brien sau respectiv se au alt portar, că na, pe Brian nu prea știu. Da, trebuie să vedem aici. Ce părere aveți? Poate schimbăm KB-ul, că oricum nu evoluează. Jean Mas ăsta, luăm un KB bun și poate o rezervă de LB,
Și să vedem, Hughes poate l-a schimba, nu știu sigur, totuși 60 shooting este destul de nasol, rasol. Și în rest putem lăsa așa echipa. Da, hai să vedem cum ne vom descurca în sezonul viitor în Premier League. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest episod până aici. Vă mulțumesc din nou și din nou și din nou pentru că, desigur, mă susțineți apăsând acel buton de like și, desigur, uitându-vă la aceste episoade mirobolante de Career Mode. Numai bine, pa, pa, fii atent, bă, nenima! Pe final de video, Milan a câștigat Champions League-ul! Bine, Milan!